În iunie 1949, mergând spre Popești de Orden pentru a administra sacramentul mirului, a fost arestat de securitate și cu brutalitate purtat apoi prin Ministerul de Interne la București, apoi adus la Sighetul Marmației, unde în 1951, 10 decembrie, a murit într-una din celule, celula singurătății, dar am putea spune a foamei și a setei. Chiar acestea au fost cuvintele ultime care au fost auzite de vecinii de celule. Sunt episcopul Anton Durcovici, mor de foame și de sete. Episcopul Anton Durcovici s-a născut la 17 mai 1888 la Bad Deutsch-Altenburg, în Austria, și a fost un cleric romano-catolic de origine austriacă, ce a îndeplinit funcția de episcop de Iași între anii 1947 și 1949. A fost arestat de securitate la data de 26 iunie 1949 și a murit în închisoarea din Sighet, în urma tratamentului la care a fost supus acolo. În prezent, dosarul său de beatificare se află pe masa de lucru a Comisiei Pontificale pentru Cauza Sfinților din Vatican. Dar despre toate acestea, să-l ascultăm pe Părintele Isidor Iacovici, postulatorul cauzei de beatificare. După ce obținem validitatea juridică a fazei diecezane, spuneam va trebui să fac o cerere pentru a ne se da un relator. Cu acest relator, care este un preot, specialist în istorie, în dogmatică, în teologie, deschidem dosarul și va trebui să lucrăm la acea carte, care în termen tehnic se cheamă Pozitio, care cuprinde trei părți, o biografie amănunțită, bine documentată, a episcopului Durcovici, partea centrală sau de mijloc, prin care încercăm să demonstrăm virtuțile pe care episcopul le-a trăit, le-a practicat în viață și martiriu, și apoi o bibliografie, adică a documentelor din care noi ne-am inspirat pentru această lucrare. Este o lucrare care probabil va trebui să ajungă undeva la 250-300 de pagini, poate mai mult, poate mai puțin, în funcție de materialul pe care îl avem. Mă gândesc și la mărturile pe care diferiți oameni care l-au cunoscut pe episcopul Durcovici le-au dat în fața comisiei, în fața celor care au fost aleși de episcopul nostru Gheorghe la timpul potrivit pentru a da aceste mărturii. Și apoi când toate aceste trei părți vor fi terminate, vor fi supuse pe rând unei comisii de specialiști în istorie, dacă ei vor da afirmativ, va fi apoi supusă unei comisii de teologi. Dacă și aceștia vor da afirmativ lucrării, va fi supusă comisiei cardinalilor și episcopilor. Dacă și această comisie va da ok-ul, apoi va fi întrumită o scrisoare prin care se va cere Sfântului Părinte să recunoască această eroicitate, virtuților și martiriu episcopului Durcovici. Relatați-ne un episod din viața episcopului Anton Durcovici. Pe când toți ceilalți deținuți, mulți dintre ei erau preoți, catolici, greco-catolici, intelectuali ai României și alți intelectuali ai României, stăteau într-o celulă mai mare, comun, s-a deschis ușa și a fost aruncat, îmbrâncit înăuntru, în mijloc, un om lăsat fără haine, a căzut la pământ și de acolo, de jos, de la pământ, s-a adresat celor care erau în acea cameră, spunându-le, sunt episcopul Anton Durcovici, dacă vreți să mă acoperiți cu ceva. Și atunci unul dintre preoți i-a aruncat o pătură, l-a acoperit. Și în acele momente de suferință teribilă, de frig, suntem în luna decembrie, episcopul Durcovici găsea puterea de a întări pe cei care erau în închisoare cu el, spunându-le, aveți curaj, mergem înainte, va veni și pentru noi ziua eliberării.
Și a doua zi, după acest eveniment întâmplat, povestit de marturi oculari, episcopul s-a auzit că episcopul Duhorj a murit în timpul nopții și a fost dus la groapa comună și mormântat. Ce putem face noi, credincioși obișnuiți, pentru această cauză de beatificare? De mâine dați telefon la Iași, la redacția Presa Bună sau la Sapiența, la seminarul, la Institutul Teologic Roman-Catolic și faceți rost de această broșură, Viața episcopului Anton Durgovici. Citiți-i viața, încercăm fiecare să punem în practică virtuțile pe care acest episcop, în acele vremuri de tristă memorie, le-a practicat și apoi să ne rugăm pentru ca această cauză de beatificare să ajungă cât mai curând, sperăm cu toții, la realizare. Să auzim cu toții, cei care mă priviți, din gura Sfântului Părinte, că episcopul Duhorj a fost considerat vrednic de a fi ridicat la cinstea altarului și declarat ca fericit. Și în acest an, credincioșii catolici și nu numai, din zona Bucovinei, din țară, dar și din străinătate, vor răspunde cu bucurie invitației preasfințitului Petru Gherghel, episcop de Iași, de a lua parte la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, celebrată în jurul icoanei făcătoare de minuni Madonna Nera, de la sanctuarul din Cacica. Astfel, pe 14 august, sunt așteptați copiii și adolescenții din dieceza de Iași pentru a lua parte la sărbătoarea Vara Împreună, replica pelerinajului internațional al ministranților, care a avut loc la Roma în perioada 2-4 august. Tot acum sunt așteptați credincioșii pelerini pentru a celebra împreună cei 10 ani de când sanctuarul de la Cacica a fost ridicat la rangul de Basilica Minor. În data de 15 august va avea loc întronizarea icoanei, care, după 200 de ani, a fost restaurată. Cu această ocazie, la Cacica va fi prezentă o delegație din Polonia formată din 30 de primari, reprezentând 30 de orașe poloneze și, nu în ultimul rând, va fi prezent primatul Poloniei, Henryk Murzynski, ocazie cu care va fi dezvelită statuia Papei Ioan Paul al II-lea. Aceasta a fost așezată în piața din fața bazilicii, piață ce va purta de asemenea numele Marelui Pontif.